Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație Centrului Cultural. Astăzi un nou episod din ciclul nostru Fețele Omului. Pentru astăzi tema este Omul culorii și culoarea omului. De ce o asemenea temă? Pentru că în această lună, la nivel național, este o campanie desfășurată de noi de Ministerul Sănătății care vizează exact sănătatea oculară, sănătatea vederii. Deci, cumva am ales o temă care să fie și în concordanță cu tema campaniei actuale. Omul culorii. În primul rând, culoarea, așa cum știm, cum am învățat cu toții la fizică, de fapt sunt niște lungimi de undă. Spectrul nostru vizibil pentru noi ca oameni este undeva între 400 și 720 de nanometri, da? Deci ca lungime de undă. Și asta înseamnă, dacă vreți așa mai în limbaj mai cotidian, cele 7 culori ale curcubeului. Adăugăm aici, să zic, toate împreună ceea ce noi numim culoarea albă și lipsa cu adevărat a oricărei culori, adică întunericul, culoarea neagră. Din acestea, prin combinație, se pot obține toate celelalte variante. Acestea sunt culorile. Care este omul culorii? Omul culorii este, după părerea mea, omul care a reușit să adauge semnificație acestor culori. Ele au, pentru că noi ne-am născut cu posibilitatea, ca noi, ca și specie, ne-am născut cu posibilitatea de a detecta acest spectru pe care îl numim vizibil, spreosebire de multe alte vietăți care nu pot detecta decât absența sau prezența luminii, poate chiar cu mult mai intens și mai bine decât noi, dar nu pot vedea în culori. Nouă, mama natură sau evoluția ne-a dat și această posibilitate de a percepe culorile. Senzația de lumină și de întuneric este extrem de comună în seria vie, pentru că este vitală. Fără lumină aproape nimic nu poate exista, începând de la plante și până la animalele unicelulare, până la cele mai dezvoltate. Atunci detectarea este absolut necesară. Cu culorile însă a fost o problemă un pic mai delicată. Ele au căpătat semnificație, în primul rând o semnificație vitală. Urmărind un documentar de curând despre maimuțe, rudele noastre, cel puțin așa zice teoria evoluției, interesant era la ce le folosește văzul în culori. În primul rând, are o importanță vitală pentru că este deosebirea între ceea ce este bun și ceea ce nu este bun de mâncat. Chiar și noi învățăm și ne naștem cumva și cu, într-o oarecare măsură cu cunoștințele în ceea ce privește, de exemplu, un fruct sau o legumă de culoare roșie. Tindem să o apreciem că e coaptă, e bună de mâncat. Una de culoare galbenă, tindem să apreciem că e coaptă, e bună de mâncat. Una de culoare verde însă nu. Sunt puțini cei care chiar așa ar dori cu adevărat să încerce, fiind convinși că e bună de mâncat, o legumă sau un fruct care are culoare verde. Sigur că există mai multe variante, nu o să spun acum de papaya sau de mango sau de altele care au o culoare verde și care sunt coapte. Deci, esențial, inițial a fost un mesaj de avertizare. Atenție, lucrul ăsta e bun de mâncat, lucrul ăsta nu e bun de mâncat. Cu importanță vitală. Până chiar și astăzi există, tot în serie animală, semnalizări care arată, atenție, acest lucru este periculos, de regulă cu culori foarte țipătoare, mai ales roșu. Atenție, acest lucru e mai puțin periculos. Deci, a avut și această funcție, culoarea de avertizare și de a semnaliza, deci, ceea ce este bun de consumat. Cu asta ne-am născut. Asta a evoluat în toate speciile de hominizi până la nivelul nostru, unde la un moment dat acestor culori a început să li se atribuie și alte semnificații. Au început să li se atribuie semnificațiile culturale. Cultura, de fapt, este o experiență
acumulată de un individ și transmisă într-un fel oarecare urmașilor. Asta se întâmplă rar la celelalte animale. Este aproape specific pentru specia umană. Mai mult decât atât, de-a lungul evoluției noastre, am reușit să descoperim mijloace ca această transmitere să se poată face chiar peste mai multe generații. Scrisul, da? Și astăzi, cei care știu să descifreze scrierea cuneiformă pot citi, da? Tablițe scrise acum 5-6 mii de ani, de atunci au trecut zeci de generații. Da? Și acele informații, iată, sunt transmise peste zeci de generații într-o formă de codificare care este specific umană. Nu are neapărat legătură cu culoarea, această codificare. Codificările culorilor însă au fost și sunt în continuare importante în mai multe domenii. Sunt importante în toată partea care se ocupă de sănătate. Sunt, dacă vreți, importante în ziua de astăzi în ceea ce privește circulația pe drumurile publice. Există, probabil că mulți știu, o afecțiune care se numește daltonism și care exact în asta constă, în imposibilitatea persoanei afectate de a deosebi culoarea roșie de culoarea verde, ceea ce este destul de periculos pe drumul public. Semaforul are numai roșu și verde, dacă nu le poți deosebi. Roșul are o semnificație culturală. Altfel este un bec cu o lumină, da? Are o semnificație. Noi oamenii am adăugat o semnificație culturală, da? Spunem, atenție, stai. Verdele are o semnificație culturală. Atenție, e liber. Ok? Deci acestea sunt semnificațiile pe care oamenii, omul culorii, le-a adăugat culorilor pentru a le face umane. Există fără nicio îndoială culorile naturale, da, dar acestea sunt culorile transformate, culorile cărora le-am adăugat semnificație și au devenit culori umane. Cel mai important este, se poate vedea în spatele meu, semnificația adăugată culorii în sens artistic. Pentru că aici deja, dincolo de simplele mesaje, atenție stai, atenție e liber, da, sunt mesaje care se adresează emoționalului din noi. Și codificările acestea sunt foarte complicate. Ele variază de la epocă la epocă. Acum, de exemplu, să zicem că noi apreciem picturile lui Van Gogh, dar în epoca în care el le-a pictat, nimeni nu le aprecia. Deci se adaugă semnificații culturale ulterioare. Artiștii, pictorii în mod particular, dar și cei mai moderni, fotografii și cei care se ocupă de prelucrările imaginilor video, da, sunt cei care au transformat cu adevărat în sens uman culoarea. Nu este cunoscut până în momentul de față o altă specie pe întreaga suprafață a Pământului care să picteze, să folosească culoarea pentru a transmite un mesaj. Asta este un simbol absolut uman. Omul culorii, deci, este cel care a adăugat semnificație umană și a umanizat culoarea. Deci, o a doua parte este culoarea omului. Din păcate, pentru că asta a constituit, se pare, în ultimele 1000-2000 de ani, o problemă. Oamenii de știință sunt aproape toți de acord că specia umană, atunci când a apărut în Africa, ca culoare fundamentală, era neagră. Așa cum sunt toți africanii jet-beget în ziua de astăzi. Există și niște rațiuni de supraviețuire, există și niște rațiuni legate de puterea mai mare a soarelui și de iluminare, de faptul că o culoare închisă protejează împotriva razelor solare. Deci există niște rațiuni pentru care omul atunci când a apărut era negru. Ulterior, oamenii s-au răspândit pe celelalte continente. De ce suntem noi astăzi albi? De ce considerăm chinezii, mongolii, japonezii ca fiind rasa galbenă? Deși nu sunt chiar galbeni. Sau în ce caz, nu un galben atât de pregnant. Aici au intervenit
ulterior răspândirii oamenilor, factor de mediu. N-a fost o, evident, o modificare pe care s-o fi dorit-o indivizii sau specia ca atare. A zis, dar noi de astăzi vrem să fim de altă culoare. Nu. Au fost niște factori de mediu și de curând am văzut un documentar foarte interesant. Eu mi-am imaginat că înaintând spre nord, unde radiația solară este mai scăzută, oamenii s-au confruntat din ce în ce mai des cu o boală destul de gravă determinată de lipsa vitaminei D, numită rachitism, o boală care face ca, netratată pentru copii, face ca acei copii să moară până la vârsta la care ar putea să procreeze, deci nu mai au urmași. Cu alte cuvinte, copiii care au suferit de lipsa cauza lipsei de vitamina D când erau foarte mici, nu ajung să aibă urmași, ei sunt eliminați din lanțul uman. Și atunci supraviețuiesc cei care au cumva posibilitatea să sintetizeze. Ori, se știe lucrul ăsta, sinteza de vitamina D se face cel mai corect și cel mai natural prin expunerea la soare. Noi avem o radiație solară mai scăzută, din cauza frigului, a temperaturii exterioare și tindem să fim mai îmbrăcați decât rudele noastre din Africa și atunci suprafața de piele expusă soarelui a fost întotdeauna mică. Ca urmare a existat întotdeauna o lipsă de vitamina D. Dar într-un documentar de curând am văzut, se pare că transformarea este chiar și mai recentă decât atât, și anume în momentul în care omul a trecut de la stadiul de vânător și culegător la stadiul de agricultor. Pentru că, se pare, vânătorii culegătorii reușeau să-și asigure suficientă vitamina D din animalele pe care le vânau. În schimb, în momentul în care s-a trecut la producția agricolă, în mod particular la cereale, la grâu, care este cunoscut că nu are foarte multe vitamine, a apărut această problemă și atunci acest lucru a creat presiunea de mediu asupra schimbării de culoare. Este valabilă pentru zona Europei și pentru zona asiatică, așa numită rasă galbenă. Evident, apoi oamenii, în urma marilor descoperiri geografice, s-au răspândit și rasele s-au amestecat. Aici a apărut marea problemă a decretării de către unii a superiorității față de alții, exact în baza diferenței de culoare. Sigur că dezvoltarea culturală nu este la fel și n-a fost niciodată la fel pe întreaga suprafață a Pământului. N-a fost în același ritm. Populațiile au fost izolate, probabil că și în ziua de astăzi, eu știu, în junglele din Congo sau în junglele din Amazon, ar putea să mai existe încă populații care sunt la stadiul pietrei, da? Deci nu cunosc prelucrarea metalelor, este foarte posibil. Deci dezvoltarea n-a mers în același ritm pentru toate populațiile. Și atunci se pare că cei care s-au dezvoltat mai repede din punct de vedere tehnologic i-au depășit și au tins să-i subjuge pe ceilalți. Fac precizarea, dezvoltare din punct de vedere tehnologic. Și prin asta mă refer la dezvoltarea armelor. Nu vom putea niciodată să facem o comparație exactă între miile de ani de dezvoltare spirituală ale Indiei sau ale Chinei, da? Și, eu știu, dezvoltarea tehnologică a unui stat foarte recent, cum sunt Statele Unite, de 400 de ani. Deci nu putem face o comparație exactă, pentru că nu vorbim despre același lucru. Dezvoltarea spirituală însă este foarte puțin vizibilă, este foarte individuală, nici măcar aceea n-a fost universală pentru, eu știu, toată populația dintr-o zonă, numai pentru anumite persoane care cu adevărat s-au concentrat pe acest lucru. Și asta n-a avut nicio legătură cu culoarea pielii. Adică, da, am văzut cu toții cum arată, eu știu, un documentar din India, ce culoare are pielea lor și ce vechime are cultura lor. Deci n-a avut niciodată legătură cu culoarea pielii, însă dezvoltarea tehnologică, celălalt tip de dezvoltare, a tins să ducă la această hegemonie. Asta a făcut ca, deși chinezii au inventat praful de pușcă, europenii să-l perfecționeze, să creeze armele de foc și să cucerească lumea. Au justificat, știți, e greu să justifici: eu vin peste voi să vă jefuiesc.
Eu vin să vă omor, eu vin să vă fac sclavi. Moral îți pune o problemă. Cu atât mai mult pentru cei care se decretau a fi creștini, unde e clar că Biblia nu are nicio legătură, cel puțin Noul Testament, cu un asemenea tip de dispreț al celorlalți oameni, ci cu dragostea față de ceilalți oameni. Ok? Și atunci au avut o problemă morală acești hegemoniști. Cum să justificăm noi creștini că i-am cucerit pe indieni? Cum să justificăm noi creștini că am înrobit întreaga Africa? Cum să justificăm noi creștini că am distrus întreaga cultură din America de Sud și Centrală? Cum să justificăm? Pentru noi, în primul rând, da? Pentru istorie. Cum ne va vedea istoria? Sigur, lui Cortez nu-i pasă, nu i-a păsat nici atunci și poate mai puțin nu-i mai pasă acum cum îl vede istoria. Sau, eu știu, cuceritorilor din Alpi, din Africa, sau a englezilor care au cucerit India. Nu le-a păsat atunci, nu le pasă foarte mult nici astăzi. Mai mult se pare că urmașii acestor populații cucerite încep astăzi să-și revendice drepturile. Cred că ați văzut cu toții la televiziune că există o mișcare, în mod particular în Marea Britanie, împotriva simbolurilor colonialismului. Da? Acum de curând decedata regină, Dumnezeu să o odihnească, nepoata unei alte mari regine care domnea peste un imperiu în care soarele nu apunea niciodată. Cu alte cuvinte, cam două treimi din întreaga suprafață a pământului era sub dominație englezească atunci. E greu pentru englezii de astăzi să vină și cu aplomb moral să ne spună: noi am inventat parlamentul. Așa este. Noi am scris Magna Carta. Așa este. Nu-i auzi? Noi am dus sclavii negri în America. Nu-i prea auzi. E greu să recunoască așa ceva. Au fost proteste vehemente, de exemplu, împotriva simbolurilor persoanelor care sunt persoane importante pentru națiunea lor, pentru istoria națiunii lor, dar în același timp au fost niște călăi pentru alte națiuni. Asta este valabil și în Statele Unite. Am văzut o mulțime de statui ale generalilor sudiști, de exemplu, din timpul războiului de secesiune, erau cei care apărau sclavia. Cei care susțineau că negrii trebuie și merită să fie în continuare sclavi. Dureros pentru urmașii lor să fie avut acum de curând un președinte pe jumătate negru. Cred că foarte dureros. Ca răzbunare au ales un președinte pe jumătate nebun. Următorul l-am văzut, bine că am scăpat de el. Culoarea omului nu face o diferență. Nu face o diferență decât dacă vrei cu adevărat să o creezi. Asta a fost o justificare. Negrii trebuie să fie sclavi pentru că sunt mai proști, pentru că sunt subdezvoltați, pentru că miros urât, pentru că sunt niște animale. Asta a fost justificarea creștinului alb care i-a făcut sclavi. Are vreo legătură asta, de fapt, cu culoarea pielii, cu calitatea umană dincolo de acea piele? Nici pe departe. Sigur, cultural există niște legături. Noi oamenii nu suntem egali unii cu alții. Oricine susține lucrul ăsta, de fapt, se înșală. În mod real, nu suntem egali. Tot ceea ce putem aspira este să avem o egalitate de șansă în a ne putea dezvolta. Ori șansele de a se putea dezvolta la fel de mult, încă și astăzi, sunt influențate de culoarea pielii. Și în Statele Unite, și în Marea Britanie, și în Franța, poate chiar și la noi. Și noi încă avem problemele noastre cu minoritatea un pic mai colorată, da? Tot din punctul ăsta de vedere, tot nu sunt egali, nu există în mod real o egalitate de șanse. Sigur, noi majoritarii spunem, da, romii sau țiganii, da, așa sunt ei.
Așa sunt. Nu vor. Nu vor. Uităm că valorile populațiilor, valorile grupurilor umane pot fi diferite. Uităm că tradițiile pot fi diferite. Uităm că importanța dezvoltării poate fi diferită. Vă dau un exemplu. A fost folosit mult de către, cum să spun, susținătorii apartheidului din Africa, din Africa de Sud. S-au făcut la un moment dat o investigație prin anii 1920-1930 cu privire la coeficientul de inteligență. S-a pus problema. Hai să vedem. Sunt negri la fel de inteligenți ca albi? S-au dus o echipă de cercetători din Statele Unite cu o baterie de teste la o populație neagră din Africa, cred că era undeva în coasta de Fildeș sau cam așa, nu rețin exact unde, au aplicat acea, de bună credință de altfel, au aplicat acea baterie de teste, rezultatele au fost jalnice. Și atunci au zis, uite, domnule, sunt proști, uite cine spun nouă testele. A venit însă altcineva și a întrebat, testele voastre sunt adaptate culturii celor pe care i-ați testat? Cum adică? Păi ce este important pentru cei pe care i-ați testat? Ați testat numai pentru faptul că sunt negri? I-ați testat dacă vânătorii știu să deosebească o urmă de crocodil de o urmă de leu? Asta e important pentru ei. I-ați testat dacă vânătorii și populația știe cum să găsească surse de apă în zone semideșertice? Asta este important, fără asta vor muri. Ați testat așa ceva? Ce ați testat? Cu creionul pe hârtie? Păi, i-ați întrebat câți dintre ei au văzut vreodată creioane? Câți au folosit hârtie? Câți știu să scrie? Câți știu să citească? Și chiar dacă știu lucrul ăsta, ce importanță are pentru ei cum se leagă două roți din țate? Ce importanță ar putea avea? Cultural n-are niciun fel de semnificație, indiferent ce culoare i-am pune. N-are niciun fel de semnificație. Și atunci, cum să testezi cu o baterie de teste făcută pe albi, să testezi negri și după aia să spui că sunt proști? Cum? A trebuit să treacă totuși ceva vreme până când această idee a adaptării culturale cu adevărat să-și spună cuvântul. A fost folosit ăsta. Din păcate, chiar și Statele Unite au o destul de urâtă tradiție din punctul ăsta de vedere. Acum, nu, este Forul Democrației și Libertății Internaționale. Sunt apărătorii drepturilor omului. Apărătorii drepturilor omului lor. Și omul lor, na, se întâmplă că toată să aibă și altă culoare. Și așa cum am văzut cu toții, nu de multă vreme, cât? Un an? Doi ani? Trei ani? Când un om polițist e alb și celălalt om e negru, mai și moare cu genunchiul pe gât. Da? Din simplu motiv că era negru. Până la urmă. Că altfel, na. Delicvenți care să fie urmăriți de poliție sunt peste tot, de orice culoare, și urmăriți de polițiști de orice culoare. Incidentul în sine, însă, așa s-a întâmplat. Și nu este singular. Aici este ceea ce este important despre culoarea omului. Dacă acceptăm sau nu acceptăm să o folosim în continuare ca bază pentru discriminare. Discriminarea s-a întâmplat, se întâmplă și probabil se va mai întâmpla. Pornește de la faptul că nu suntem egali, că nu ne naștem în aceleași feluri de familii, că nu avem oportunități egale. Din păcate, nu avem oportunități egale de a ne dezvolta, de a avea acces la aceleași resurse și la aceleași instrumente. Și asta o vedem chiar și în societatea noastră, care poate și își permite, își trimite copilul să studieze la Harvard, care nu, face și el ce poate pe aici, pe unde poate. Nu e deloc rău că avem cetățeni instruiți. Dar poate că nu este exact același nivel de instruire. Deci oportunitățile nu sunt egale. Însă n-au nicio legătură cu culoarea omului. Sau n-ar trebui să aibă nicio legătură cu culoarea omului. Sigur, nu e bine să cădem nici în cealaltă extremă. Din păcate se practică și asta. Acel numit de, mă rog, anglo-american politically correct,
deja cred că a depășit o limită a decenței. Dacă ne uităm astăzi la un film american, vom vedea că șeful secției de poliție e negru. Zău, în mod real, în toate Statele Unite, probabil 1% din șefii secțiilor de poliție sunt negri. Poate. Dar în filme sunt toți. Dacă vedem, deci este un fel de propagandă inversă. Însă, cred că se exagerează un pic și din punctul de vedere, pentru că nu ajută foarte mult. Nu ajută foarte mult. Trebuie ceva mult mai emoțional, care să ne atingă la niveluri mult mai profunde, pentru ca culoarea omului să nu mai aibă legătură cu calitatea, cu judecarea calității sale. Omul culorii, omul care manevrează și adaugă semnificații culorii. Culoarea omului, subiect și de discriminare, subiect și de, eu știu, de modă, da, dacă vreți, subiect de adaptare la factorii de mediu. Sunt multe de spus despre culoare și despre om. Eu am să mă opresc astăzi aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare.